Bună seara, bine v-am găsit la subiectul zilei. Sunt Victor Preda și în această seară alături de mine se află doamna deputat Gabriela Anghel. Bună seara, doamna deputat. Bună seara, bine v-am găsit. Cred că prezentarea corectă era deputat independent. Da, în mod normal ar trebui să fie așa, dar toți cei care am fost excluși am optat să rămânem în grupul PPDD. Haideți să le spunem totuși telespectatorilor noștri, să le facem așa o mică introducere. Alaltăieri, ședință conducerea PPDD și s-a hotărât excluderea a 5 parlamentari, printre care și dumneavoastră. Presa centrală a speculat acest lucru, vorbind despre, excluderea grupului care nu a fost foarte favorabil alianței cu partidul de guvernământ, excludere efectuată de cei care au făcut această alianță cu PSD-ul. Iată, din 13, câți mai erau 13 parlamentari, 5 au fost excluși. Merită spus că la începutul mandatului erau 68 de parlamentari PPDD, acum mai sunt 8. 6. Vai. Da. 6, da. Da. Nu mai există grupuri parlamentare nici în Senat, nici în Camera Deputaților? Nu, la Camera Deputaților grupul parlamentar cred că are foarte mari șanse să existe, întrucât chiar dacă conducerea partidului a cerut desființarea grupului parlamentar, regulamentul spune altceva. Practic, noi facem un pic de istorie. Deci partidul a cerut desființarea grupului parlamentar al partidului. Grup, da. Extraordinar. Da. Deci suntem în filmele, nu știu, nu mai spun ce filme. Care, da. Da. Ideea este că s-a luat această decizie, nouă nu ni s-a comunicat care este motivul, de ce am fost dați afară. Pur și simplu am presupus, da, exact cum am scris și în comunicatul de presă, am presupus că este vorba de faptul că noi inițial ne-am opus alianței cu PSD-ul. Ceea ce nu se știe însă este că și din cei care au mai rămas sunt în grupul celor care s-au opus alianței. Ne putem aștepta la neexcludere. Exact, da. Ulterior acestei decizii trimisă pe mail undeva la 12 noaptea, așa ați aflat că ați fost exclusă din partid pe mail. Norocul meu este că cineva verifica mail-ul, că altfel nu aflam. Am hotărât cu toții să rămânem în grup, am hotărât cu toții să contestăm decizia partidului, întrucât este o decizie nestatutară. Am hotărât cu toții să ținem unit acest grup PPDD, întrucât suntem la fel de uniți și cu cei care au rămas în partid. Atât că, nu știu, probabil că au auzit, au alte informații, că în mod normal trebuia să excludă mai mulți, dar probabil că încă mai speră să mai păstreze un nucleu pe care să negocieze. Cam asta a fost situația. Bun, ulterior, deci ați aflat că ați fost exclusă din partid prin e-mail, ați aflat acest lucru. Presupun că totuși ați dat un telefon la conducere. Domnule, ce s-a întâmplat? V-am deranjat cu ceva? Eu, colegii, ceilalți 4 colegi? Nu, a fost un lucru pe care eu l-am spus colegilor mei cu o seară înainte, la o întâlnire. Le-am spus, măi, nu știu de ce, dar zic, am impresia că mâine nu mai suntem. Vă așteptați la această decizie a lor? Ne așteptam, eu cel puțin m-am așteptat. Ulterior acestei discuții nu am încercat să mai dau niciun telefon, pentru că pentru mine lucrurile erau foarte clare și pentru colegii mei la fel. Ei au făcut o excludere abuzivă, da? Întrucât majoritatea suntem oameni care ne-am făcut datoria din plin pentru partid. Deci nu se poate spune. Prahova a fost peste media pe țară și la alegerile europarlamentare și la alegerile prezidențiale. Am lucrat cu toții, am încercat să ținem cât mai mulți consilieri după ordonanța 55. Am făcut datoria, practic. Păi, dacă stăm să regândim, dumneavoastră, până alaltăieri erați singurul om reprezentativ din PPDD, pentru că PPDD-ul a pierdut viceprimarul Ploieștiului, care, conform libertății acordate de către acea ordonanță, a trecut la alt partid, a pierdut toți consilierii din Consiliul Local Ploiești. Da, mai este doamna Jenica Tabacu, consilier județean. Da, dar la Ploiești au plecat toți la alte partide, cu excepție domnul Socoleanu, care s-a declarat independent. Deci nici măcar dumnealui nu a rămas în partid. Până la urmă, deci dumneavoastră și cu doamna consilier, singurii oameni, să spunem așa, cu greutate în filiala Prahova. E, la dumneavoastră s-a renunțat și ați fost înștiințată printr-un e-mail. Da. Unul din motivele, cum spuneam mai devreme, unul din motivele excluderii a fost acela că când, mă rog, atunci când mi s-a pus pe masă înțelegerea cu PSD, noi nu am fost de acord. De ce nu am fost de acord? Pentru că în momentul în care ție ți se dă o ordonanță de către partid, prin care tu pierzi 2/3 din efective, da? Din consilieri, din primari, cred că i-am pierdut toți, atunci stai să te gândești. Tu poți, ca și partid, să faci alianță cu acel partid, cu acea formațiune politică care ție ți-a dat această ordonanță? Nu cred că cineva, în mod normal, dacă eu fac o companie, o firmă, da? Și vine cineva și îmi fură din firma aia, da? Un asociat sau, mă rog, un client care mi-a plăcut la un moment dat, da? Și vine și îmi fură constant sau îmi fură odată foarte mult. Eu mă gândesc să fac afaceri cu partenerul respectiv. Deci nu este normal, este contra naturii. În afară de asta, doamna deputată, dacă îmi permiteți o observație, PPDD-ul nu s-a afirmat, știu eu, ca un partid de stânga sau de dreapta. Da, în această situație, chiar dacă se punea problema alianței cu PNL sau cu PSD, era firesc să existe și oameni care să spună: dom'le, nu prea sunt de acord, aș fi preferat să facem alianță cu ceilalți. Dar asta nu este o crimă într-o țară democrată, să-i spunem așa, într-un partid parlamentar dintr-o țară democrată. Este firesc să existe și puncte de vedere contrare deciziilor conducerii. Dar asta nu înseamnă că nu rămâneați în echipă, nu luptați în continuare pentru partidul respectiv. Mi se pare abuziv, să spun așa, să dau afară un om pentru că nu este de acord cu președintele sau cu o decizie luată de conducerea partidului. Credeți-mă că absolut toți cei care am rămas pe principiul că trebuie să fim oameni de onoare, oameni de cuvânt, care să-l sprijinim pe Dan Diaconescu până la acest punct terminus, care au însemnat alegerile prezidențiale. Cu siguranță l-am fi sprijinit și de aici încolo dacă nu se depășea măsura. Adică absolut toate deciziile care le ia conducerea partidului sunt impuse, intră la categorie impus. Da? Vin, se pun pe masă, spun așa am hotărât noi, adică 1, 2, 3, 4, 5 din conducerea centrală. Nu există ședințe, nu există, abia acum au convocat un comitet executiv că probabil au văzut că s-a îngroșat gluma. Da? Nu există mai ușor ședințe... acum că au rămas puțin și mai ușor de convocat, da, mai puține mail-uri de trimis. Nu există ședințe, nu există o organizare normală a acestui partid, nu există niște foruri statutare serioase. Am încercat la un moment dat să facem un regulament de ordine interioară, nu s-a făcut. Deci am muncit la el, eu personal am muncit vreo săptămână jumate, două. Nici acum nu este aprobat, scos. Am încercat împreună cu colegii mei de la cameră să facem o ideologie a partidului, să facem un program politic, să facem o doctrină, da? Ca să ne situăm undeva pe eșichierul politic. Nu s-a făcut, nu s-a aprobat nici până acum. Deci, credeți-mă, am ajuns la concluzia cu toții că acest partid a fost făcut cu alte scopuri. Pentru că dacă tu, ca și partid, în momentul în care ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, da? Că să fim serioși, am avut 68 de parlamentari și tu nu știi să manageriezi această comoară pe care ai avut-o în situația în care se chinuie partide mici de ani, de mandate în șir, ca să poată să acceadă în Parlament și n-au putut și noi ne-am trezit brusc cu 68 de parlamentari. PRM-ul nu a reușit să intre în Parlament. Exact, PNG-ul nu a reușit să intre în Parlament. PNCD, care de atâta vreme nu reușește să intre în Parlament. Și e vorba aia, partid istoric, cu o ideologie clară, cu multe lucruri pe care PPDD-ul nu le are. În momentul în care te trezești cu lucrul ăsta, păi tu lași totul deoparte, nu te gândești decât la bani, la funcții, la una, la alta. Nu te apuci și tu să-ți faci repede, să vii din urmă cu niște probleme. Hai să facem un regulament de organizare, dacă nu l-am făcut până acum, că am avut puțin timp ca să ne formăm, da? Pe urmă, hai să facem o ideologie, să ne situăm și noi undeva, să ne afiliem și noi la o familie europeană. Ăsta este motivul principal pentru care noi am ridicat glasul, pentru că nu am văzut viitor în acest partid. Da? În momentul în care le-am spus toate lucrurile astea și le-am spus: măi, oameni buni, nu e normal. Haideți să facem ceva, hai să avem și noi o voce, hai să facem și noi niște lucruri importante, hai să negociem, dacă negociem cu PSD-ul, hai să negociem pe niște proiecte de legi care să ne intre și nouă în baza programului de 100 de puncte. Hai să negociem pe sprijinul pentru niște filiale, pentru niște oameni reprezentativi, să putem să-i promovăm și noi în mandatul următor. Nu ai avut cu cine, da? Secretar adjunct la guvern, la direcția de turism, secretar de stat, mă rog, director cu rang de secretar de stat și la, cred că la fonduri europene mai este un secretar de stat. Păi, și dumneavoastră spuneți în comunicatul de presă pe care l-ați emis ulterior excluderii, denunțarea protocolului cu PSD de către grupul parlamentar, un protocol care nu a adus niciun beneficiu electoratului PPDD. Păi totuși s-au obținut niște funcții. Păi din aceste funcții nu s-ar putea... Păi nu. Beneficiul ai pentru ei, da? Ăla-i beneficiu pentru ei personal. Ceea ce pe noi nu ne-a deranjat, da? Pentru că asta este, n-au ieșit parlamentari, oarecum și ei trebuiau să acceadă niște funcții ca să poată să facă mai departe ceva pentru partid. Dar în momentul în care, repet, nu vezi o linie directoare, nu vezi că se face ceva pentru viitor, nu vezi că se reconstruiește ceva, dacă avem toate structurile dărâmate de traseul 55. Avem o grămadă de probleme în partidul ăsta. Și noi stăm și ne gândim cum să mai dăm pe cineva afară, cum să-i mai dăm în cap unuia, cum să-l mai reducem pe ăla la zero. Și de la ce am mai plecat lucrul ăsta? Că și asta a fost destul de înjositor, vă spun foarte sincer. În mod normal, noi de fiecare dată am susținut că migrația politică ar trebui să fie interzisă și la nivelul Parlamentului. Și este unul din programele acestui partid pe care noi încă îl susținem. Dar vă spun, ne-am lovit acum cu o problemă majoră. Să vină să ți se impună la cameră, da? Nu votezi așa, pleci din partid, da? Nu prea este normal. Pentru că am avut legi ca Roșia Montana. Am avut foarte multe legi care eu ca om, da, eu nu pot să votez într-un fel. Indiferent cât mi-ai spune, am și eu conștiința mea de om, am și eu formarea mea profesională care îmi dă niște informații, am și eu niște așteptări de la proiectul ăsta în care noi am pornit. Nu pot să mă duc acolo și să fiu ridicător de mână. Pentru că dacă este vorba să fiu ridicător de mână, vă spun cu toată sinceritatea, mă duc acasă. Mă duc acasă, mă întorc în mediul privat de unde am venit și fac ce mă taie capul. Acum, nu vreau să o luați ca pe o întrebare ironică, pentru că vă spun sincer că nu este. Da, știu așa, în momentul în care s-au stabilit candidaturile, candidații au fost îndemnați, obligați să semneze o declarație prin care se obligau, dacă pleacă în alt partid, să dea partidului, PPDD-ului, 2 milioane de euro. Da, eu am semnat-o cu cea mai bună credință, să știți. Se aplică și în cazul excluderilor? Nu. Nu. Deci nu. Măcar ați scăpat de grija asta. Nu, dar oricum acea declarație a fost o declarație și atunci noi le-am spus, că eram deja o echipă, da? Și le-am spus, măi, nu faceți declarațiile astea, pentru că ele nu stau în picioare. Asta nu e decât păcăleală pentru oameni, da? Și nu este normal să... Drept dovadă au plecat atâția și partidul trebuia să fie cel mai bogat partid din Europa. Exact, dacă... și n-a pățit nimeni nimic, să fim serioși, că 2 milioane de euro trebuia să muncesc vreo 5 vieți, așa, ca să dau banii partidului. Să fim serioși. Și atâția câți au plecat. Da, deci oricum nu m-a ținut în partid acea semnătură pe 2 milioane de euro. Nu, mă gândeam că dacă se aplică și în cazul excluderilor, nu e bine. Doamna deputat, da, ați făcut un tablou așa, destul de sumbru, nu tocmai frumos atmosferei din interiorul partidului. Decizii luate de către conducere și impuse parlamentarilor și membrilor de partid. Membrii și parlamentarii nu sunt consultați când se iau aceste decizii. Un pumn de fier, măcar dacă ar fi avut o mânușă de catifea, dar nici măcar atât. Și cu toate acestea, spuneți în comunicatul despre care vorbeam mai devreme, alături de colegii mei, intenționez să contest această decizie atât în forurile partidului cât și în instanțele judecătorești. Adică nu sunteți de acord cu excluderea, ceea ce este de înțeles, dar vă întreb eu acum, bun, să spunem că instanțele judecătorești și forurile partidului vor spune următorul lucru. Aveți dreptate, ați fost excluși ilegal, nestatutar. Asta înseamnă că vă întoarceți în PPDD, rămâneți membru PPDD, da, conform deciziilor. Și atunci, unu, cum veți putea colabora cu conducerea și cu conducerea despre care tocmai ne-ați povestit niște lucruri și cu colegii care susțin această conducere? Și doi, dacă nu e tocmai democratică atmosfera, de ce ține să vă întoarceți? Să știți că nu este... Este o decizie luată după ceva timp de gândire. Și pot să vă spun și motivul ei, că ar părea așa că cineva, mă rog, visează să se întoarcă în partid. Da, vreau să mă întorc în partid, dar vreau să mă întorc și să lupt pentru o nouă conducere și vreau să lupt pentru a aduce partidul pe făgașul pe care a pornit, da? Pentru că nu mai este pe făgașul ăla și nu mai este de ceva vreme. Ideea este că în momentul în care eu m-am înscris în PPDD, atât eu cât și colegii mei, nu ne-am înscris ca să, cu tot respectul pentru domnul Diaconescu, că nu vin aici să blamez pe cineva. E departe de mine gândul ăsta și noi am încercat să ținem cât mai departe aceste mișcări pe care le-am făcut de persoana dumnealui, da? Căruia toată lumea îi recunoaște anumite merite în acest proiect. Și nu îi le va putea lua nimeni, indiferent ce se întâmplă cu proiectul. În momentul în care eu am venit în partid, eu nu am venit pentru domnul Diaconescu personal, că era domnul Diaconescu și că eu îl votam pe domnul Diaconescu ca să-l pun în ramă acasă, să zic, uite domnule ce om. Când te duci într-un proiect politic, nu te duci pentru omul respectiv. Ok, contează. Calitatea omului, contează ce vrea omul să facă, dar în primul și în primul rând te duci pentru proiect. Te duci pentru ceea ce are omul de oferit, pentru ceea ce și-a propus omul respectiv, da? Sau gruparea respectivă. În momentul în care un proiect politic demarează, el vine și spune, noi milităm pentru asta, 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 asta și asta. Dacă tu te regăsești în acel proiect, atunci spui, mă alătur, vin și eu cu resursele mele. Hai să vedem ce putem să facem ca să-l creștem, da? Dacă nu te regăsești, asta e, te duci în altă parte dacă vrei să faci politică. Dar eu când am venit la PPDD, am avut o discuție cu domnul Diaconescu și cu doamna Man. Sunt întâmplător omul, primul om contactat pe Prahova. A fost inițial un comitet de inițiativă, dar s-a stins destul de rapid, că n-a avut foarte multe rezultate. După care am fost eu contactată, știindu-se foarte clar că formasem oarecum și filiala PNG, alături de alți oameni. Eu mi-am strâns echipa din PNG și i-am întrebat dacă vor să vină, dacă vor să pornim împreună acest proiect și am fost și am vorbit cu domnul Diaconescu. Domnul Diaconescu mi-a spus așa, zice, doamna Anghel, noi jucăm în Liga Campionilor. Mie personal mi-a plăcut. Credeți-mă că acum mă simt în divizia D. Plastică această comparație. De la Liga Campionilor m-am trezit după 2 ani de mandat în divizia D și culmea retrogradat. Pentru că ăsta este sentimentul. În momentul în care pleci cu asemenea așteptări la un drum, în momentul în care îți pui toate resursele, pentru că, credeți-mă, chiar mi-am pus toate resursele. Cât a obținut PPDD-ul în Prahova la alegerile parlamentare? 18%, ceva de genul acesta, nu? Nu, la parlamentare nu. A fost 13,39. A fost un pic sub media națională. Prahova e un județ foarte greu. Sunt organizații puternice, da, ale partidelor, da, mari, exact, sigur. Dar oricum un rezultat foarte, foarte bun. La europarlamentare și la parlamentare, chiar dacă au fost rezultate mici, Prahova am reușit să o ridicăm peste media pe țară. Ceea ce n-a fost simplu, să știți. Chiar și 4,5% cât s-a obținut la prezidențiale, chiar și 4,19% cât s-a obținut la europarlamentare, nu a fost ușor de obținut. A trebuit să mobilizăm niște resurse ca să facem lucrul ăsta, pentru că altfel, vă spun cu toată sinceritatea, eram, cred că, la 1,72%. Nu, spuneați dumneavoastră mai devreme despre meritele lui Dan Diaconescu la acest succes electoral de la alegerile parlamentare. Este evident că a avut niște merite personale, evident, în acest succes, dar în același timp este foarte clar că a avut o contribuție și la aceste nerealizări de la europarlamentare și de la prezidențiale, pentru că nimeni, sunt puțini oamenii din PPDD care sunt cunoscuți așa de opinia publică. Cine zice PPDD, evident, vorbește despre Dan Diaconescu. Evident. Este de un partid al unui lider și cam atât. Despre doamna Simona Man nu știu decât cei care sunt foarte interesați de politică. În rest, dacă mergem pe stradă și întrebăm cine este Simona Man, o să ne spună că e un camion, probabil. Apropo de nume, dacă e nepotrivită comparația, îmi cer scuze. Da, eu aș reitera acest lucru și nimeni nu i-a contestat lui Dan Diaconescu meritele. Dar ceea ce nu am putut să acceptăm noi pentru proiectul PPDD, nu am putut să acceptăm principiul eu te-am făcut, eu te omor. Și atunci de ce vreți să vă întoarceți la deputat? Stați puțin să vedeți. În momentul în care vii la grup, tu președintele partidului și tu simbolul partidului, da? Dan Diaconescu, și spui puteți să plecați toți că nu mă mai interesează să am parlamentari, în situația în care, vă spun cu toată sinceritatea, cu toții am avut o grămadă de oferte de la alte partide, da? Și pe toți, drept dovadă că mai suntem încă aici, pe toți am refuzat și am spus, nu domnule, noi ne-am dat un cuvânt, noi am început un proiect, noi am... vrem să mergem mai departe cu proiectul ăsta. Noi am promis oamenilor care ne-au votat niște lucruri. Vrem să ne ținem de cuvânt până la capăt. Și tu vii și spui, când mai ai 15, 16, 17 parlamentari, vii și spui, de fapt puteți să plecați toți, că nu mă interesează parlamentarii. După care vii și adaugi, de fapt, eșecul de la europarlamentare și de la prezidențiale vi se datorează. Da? Atunci stai și te gândești, mă, de ce am rămas eu în partidul ăsta? De ce am făcut eu acest sacrificiu și de ce am... Și eu insist. Și atunci de ce vreți să vă întoarceți? Nu. Vreau să mă întorc pentru că sunt un om ambițios. Și pentru că vreau să demonstrez că eu nu am venit în partidul ăsta ca să plec așa. Da? Nu mor caii când vor câinii. Deci asta este un lucru foarte important pe care trebuie să-l știe conducerea partidului. Că noi toți oamenii ăștia care au rămas suntem oameni cu verticalitate și cu onoare, da? Care am rămas alături de ei, ca ei să poată negocia niște funcții, pentru că pe cartelele noastre au negociat. Înțelegeți? În ciuda faptului că au venit la grup și au spus că nu, domnule, de fapt, voi nici nu contați în ecuație, că nouă ni s-a dat așa, ne-a dat domnul Ponta, că ne-a plăcut pe noi. E ca la Radio Erevan, de fapt, domnul Ponta n-a dat și a luat foarte mulți consilieri și primari, consilieri județeni. Mă rog, mai puțin contează. Spuneam și mai devreme, în altă parte, eu respect PSD-ul ca partid. PSD-ul și-a făcut treaba. Cel mai mare partid al țării, până la urmă. Și PSD-ul și-a făcut treaba. Așa trebuia să se poarte, da? Cu cineva care n-a știut să-și țină partidul, care n-a știut să-și negocieze, care n-a știut să-și țină 68 de parlamentari, da? Așa trebuia să se poarte. Și nu mai vreau să mai spun mai mult, da? Bun, presupunând, mai avem 2 minute, doamna deputat, și presupunând că din partea justiției va veni un răspuns foarte rapid care va da dreptate conducerii partidului. Nu vreau să merg pe scenariu că până dă justiția un verdict se termină mandatul. Haideți să spunem că va judeca foarte repede și dă dreptate conducerii partidului. Asta înseamnă că dumneavoastră rămâneți în continuare exclusă din PPDD și vreau să vă întreb, știu că este foarte rapid, dar după excluderea dumneavoastră, da, veți merge în alt partid, veți continua ca independent, v-ați gândit așa, ați făcut un scenariu? Nu m-am gândit deocamdată la lucrul ăsta, pentru că dacă vroiam să merg în alt partid, plecam. O făceați de mai... Da. Sunt 2 ani de zile deja de când am avut diverse întâlniri cu colegi din celelalte partide, toate par, cum să spun, interesante, da, ca și oferte, dar nu m-am gândit până acum. Eu m-am gândit să trag de acest proiect și să-l duc în 2016 într-un rezultat frumos, da, și onorabil. Bineînțeles că dacă vine de la justiție o soluție favorabilă conducerii partidului, asta este, șapo. Dacă decizia va fi favorabilă dumneavoastră, reveniți și în funcțiile pe care le-ați deținut înainte de excludere, nu? Funcții asta, de conducere... Sincer să fiu, asta nu știu. Așa bănuiesc, dacă excluderea este abuzivă, probabil, ilegală, probabil dar, că vă întoarceți ca în cazul funcționarilor publici care sunt concediați abuziv. Când se întorc, își mai au și salariile pe perioada... Salariul n-am cum să... Absolut, absolut. Reveniți și în funcțiile dinainte. Și dumneavoastră conduceați organizația Prahova. E, iată, deci... ați putea reveni chiar în funcția de președinte al filialei. Dar până atunci, aveți idee cine va conduce filiala Prahova? Nu. Nu s-a stabilit încă. Probabil că o să fie domnul Radu Orzață, care este de la București și care a mai asigurat interimat, dar legăturile dumnealui cu Prahova... Vor avea o problemă majoră, pentru că nu prea are ce să conducă. Logistică, nu mai au consilieri, foarte mulți, și nu mai au sediu, nu mai au nimic. Și domnul Orzață nu prea cunoaște ce se întâmplă în Prahova, pentru că nu e prahovean, nu locuiește aici. E un om ok, eu am avut o relație bună cu dânsul. Sigur, dar e ca și cum l-ar trimite din București să conducă chiar și interimar. Omul foarte probabil că nu are timp, nu știu, sau poate îi se va fi rugată doamna Tabacu să preia filiala, dacă dânsa are timp și vrea, pentru că nu știu dacă va dori. Da. Oricum, cert este că asta vroiam să subliniez în final. Eu am învățat în politică un singur lucru, că trebuie să ai răbdare. Dacă decizia instanței îmi va fi favorabilă și la momentul respectiv în PPDD va fi alt climat care să permită dezvoltarea acestui partid și să-mi aduc și eu contribuția la acest lucru, cu siguranță că va fi o opțiune pentru mine să rămân și să ducem mai departe acest proiect, de dragul speranței oamenilor. Dar dacă nu va fi și va fi tot acest climat, la momentul la care se va hotărî, atunci va trebui probabil într-adevăr să ne vedem fiecare de drumul lui. Pentru că, repet, eu am pornit în politică pentru carieră politică, pentru a face niște lucruri pentru oameni și nu pentru a satisface interesele personale ale cuiva. Vă mulțumesc, o să urmărim cu mare interes ce se va întâmpla în continuare în cazul dumneavoastră și, bineînțeles, în cazul Partidului Poporului, Dan Diaconescu, filiala Prahova, să vedem cine va fi președinte și cum vor merge lucrurile, dacă mai rămâne cineva acolo. Vă mulțumesc încă o dată, de asemenea vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem săptămâna viitoare, luni mai precis, la subiectul zilei. Până atunci, toate cele bune!